Întors în direct și iată, ascultăm strigătul disperat al surorii mai mari care vrea să-și salveze frații rămași în aceeași viață de chin. În România anului 2024, în care avem alegeri prezidențiale, avem alegeri locale, avem alegeri parlamentare, avem alegeri, dar ce n-avem, da? O Românie care îi se promite, mai ales în rândul acestor copii lipsiți de orice ajutor și de orice viitor, ni se promite mare acusare. Doamna Gabriela, a spus mai devreme, am sunat și acum 5 ani la dumneavoastră, doamna Mirela, posibil să fi fost tot eu acum 5 ani, cred. Da. Nu, doamna? Așa, da. Cam mai îmbătrânit și eu. Doamna, ce zice? Asta mică, care acum e mare, avea 14 ani atunci, da? Și noi v-am rugat pe ea să o ajutăm și pe frații ei, care atunci erau și mai mici decât sunt acum. Doamna Mirela, de acum 5 ani nu s-a schimbat nimic, ne zice doamna Gabriela. Între timp, cea mică s-a făcut mare, a luat ea taurul de coarne și a sunat ea la acces direct pentru că e majoră. Pentru că știți legea din România, dacă e un minor disperat sau care plânge sau care cere ajutor, n-avem voie să-l dăm la televizor pentru simplu fapt că e minor. Deci dacă e un minor care vrea să-și strige jalea, ajutorul, strigătul de disperare, să-și salveze frații, n-avem voie, că noi, televiziunea, trebuie să protejăm minorii. Noastră, ați înțeles un pic paradoxul și nonsensul din toată situația asta? Ei, cum ar veni statul și autoritățile, nu-l protejează cu nimic. Noi, televiziunea, care este oricum cel mai mare rău din România, trebuie să-l protejăm. N-avem voie să-l dăm. A așteptat săraca fată să se facă majoră. A numărat ani. Au trecut 1, 2, 3, 4, 5. Nu s-a schimbat nimic. Copiii, frații ei mai mici, au rămas în aceleași chinuri cu o mamă și cu un tată vitreg agresiv, abuzator, înțeleg, și alcoolici, fără niciun venit, și nu s-a schimbat nimic. Nimic. În 2024, România, când trebuie să ne alegem președintele și parlamentarii, da? Un pic și europarlamentari și pe primari, pe toată lumea i-am ales anul ăsta și îi alegem în continuare. Ca să înțelegem un pic unde suntem. Asta este România reală. Hai să nu ne mai mințim frumos. Asta e realitatea. Asta e. Priviți-o în ochi pe Elena și vă spune ea care este realitatea. Elena, te rog pentru frații tăi mai mici, care nu joacă au televizor, dar poate o să le zică un vecin. Ce mesaj vrei să le transmiți celor care au rămas acolo și pe care deocamdată nimeni nu i-a salvat? Nu știu, să fac orice să ia de acolo, că eu vreau să-i ajut pe toți. Dar pentru ei, pentru ei personal, un mesaj de la tine ca soră mai mare, ce le-ai transmite? Lor, fraților. Că îi voi ajuta în continuare cum i-am ajutat până acum. Dar s-a plâns vreunul dintre ei că nu mai poate, că nu mai rezistă, că vrea să fugă? Nu, le este frică, doamna Mirela. Am primit acum un mesaj de la sora mea Maria și care au sunat-o că mâine vor veni și să o ia la centru și eu nu vreau să o ia pe ea la centru. Eu vreau ca ea să rămână cu mine. Deci acum să o ia la centru. Pentru că noi am făcut o sesizare, noi, echipa Acces Direct, am făcut o sesizare de azi de dimineață la DGASPC Tulcea. Da. Nu ne-au dat niciun răspuns până la această oră, dar se pare că au sunat-o pe sora ta. Au spus la ea. Ei ne-au zis nouă că ne roagă să le trimitem un mail, deși noi trebuia să știm până astăzi ce fel de situație este cu acești copii, că mie mi se pare de urgență majoră când vorbim de niște minori. E, nouă nu ne-a zis nimeni nimic, nu ne-au trimis nici mail, dar domnul purtător de cuvânt al DGASPC Tulcea, domnul Ivanov Laurențiu, a spus că nici vorbă să fie abuzați copiii sau, nu știu, rău tratați și că pentru mai multe detalii să le trimitem noi acest mail. Deși el a promis că ne va spune exact care e situația. Domnul Ivanov, dacă sunt abuzați sau nu copiii, a făcut o anchetă socială acolo, s-a dus inopinant peste ei acasă să vadă dacă sunt bătuți, dacă fata aia e trimisă din casă sau dacă o fi fost abuzată de tatăl vitreg. Eu întreb doar atât. Poate că abuzați nu, dar vrem să așteptăm să se întâmple și asta? Adică abuzați sexual de un tată vitreg? Poate că nu.
Dar paza bună trece prin mejdia rea. Sunt acolo condiții pentru atâția minori să locuiască împreună cu o mamă care pare se consumă băuturi alcoolice, se bate parte în parte cu tatăl, sub ochii copiilor și nici măcar n-au casa lor, nu mai zic de venituri. Păi unde sunt toate condițiile alea pe care ni le puneți? Deci trebuie să bifăm condițiile când vă duceți peste oameni și luați copiii oamenilor care n-au nicio vină. Nu vorbesc de județul Tulcea neapărat, am avut foarte multe cazuri la județul Vaslui, de exemplu. Unde sunt? Că nu înțeleg, pe, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, nu se aplică legea peste tot la fel? Și n-au toți copiii că... dreptul la aceleași șanse? Mi se spune că șanse? Acești copii sunt în regulă, că totul e ok acolo, însă avem acest apel, ne spune Elena, că tocmai ce-au sunat dar să spună că o vor lua da, pe sora ei un fel de și o vor duce nu, la amenințare. Centru. Nu, a, nu ți-a deci... plăcut la mătaș la tatu, da? Te ducem la centru, poate acolo e mai bine. Dar stați un pic, deci înțelegem că s-a făcut o anchetă socială. Elena ne spune acum că nici măcar curent n-au acasă. Ce anchetă socială au s-a curentul, făcut? Dar e trast cu un fir probabil ilegal de la un vecin. Păi cum? Că au zis că nu are lumină în casă. Păi n-au, nu au, n-au lumina lor. Îi tras cum okay, ar veni bun. Fiul care reprezintă cu un pericol de incendiu exact, și acești copii... Da. Doamne, nu trebuie numai să deschizi ochii, nu trebuie să te pricep. Că eu nu mă pricep, dar cred că dacă aș vedea un fir, ăla, mi-aș da seama. Bun, după aia mai sunt niște plângeri la poliție, din câte am înțeles, de, pentru, tată Vitre, pentru tatăl Vitre care și-a bătut copiii. Cum poți să-mi spui că totul e în regulă acolo? Păi deja se pece, cum lucrează? Nu se lucrează... împreună cu cei de la poliție ca să se știe clar ce se întâmplă în casa aia, nu se poate. Dar eu vreau să întreb altceva. De ce, dacă mergem pe ideea că dacă sună amenințare, că o ia mâine la centru, deși 5 ani de zile n-a luat-o nimeni, de ce o ia acum la centru? Cum ar veni nu, să nu, nu pe mine, nu pe mine. Nu pe, nu pe tine, pe sora ta, da, am înțeles. Că tu ești major, nu mai poți să ia la centru. Da, dar pare cu amenință, adică aia nu ți-ai... A, păi nu ți-ai ținut gura, a, nu ți-a plăcut la maică ta acasă. Ei, poate o să-ți placă la centru. Unde? Da, păi cam așa ceva unde, și unde fie vorba între noi. Noi știm că în multe centre din România minorele sunt date spre exploatare și spre prostituție și că multe rămân însărcinate. Hai că știm, nu vă faceți că nu știm, da? Știm și asta. Nu zicem că aici, dar știm că sunt cazuri. Încă ceva vreau să întreb. Doamna Gabriela, mătușa acestor copii, da. De ce adică ar dau la centru înainte să vă întrebe pe dumneavoastră, familia extinsă, dacă nu vă doriți să luați acești copii în plasament? V-a întrebat eu cineva? Nu, deci, vă zic sincer, nici nu m-a întrebat pe mine când au luat-o pe Maria, a venit Maria la noi. Au luat-o de aici și au dus-o la un neam de-a lui, da. Care nu are nimic cu el, iar soțul meu este unchi de grad. Dar nu Maria, acum unde stă? Stă la un neam de-al concubinului mamei? Da. Păi ce legătură are fata cu un neam de-al concubinului mamei? Păi tocmai asta. Legătură de sânge, nimic, nu e neam. N-are nicio legătură de sânge, mama nu este căsătorită cu tatăl, este tatăl, este doar concubinul mamei și copiii mamei sunt străini pentru tată. De ce să-i dai la familia extinsă a tatălui? Acest lucru adică arată clar un abandon, da? Deci avem un abandon. Doamna Mirela, tocmai asta copilor. Am vorbit și... M-auziți? Da, te ascultăm. Da. Tocmai asta am vorbit și eu cu poliția luni, când a venit să o ia, luni sau marți? Luni, când a venit să o ia de la mine, tocmai asta ne-a spus de ce trebuie să o duceți la ei și nu să stea la mine, că eu sunt soră. Adică eu am mai multe drepturi față de ei. Că așa, de ce soțul mamei, concubinul mamei? Dar concubinul mamei nu are nicio legătură cu copilul mamei. Păi, este un străin. Ca să vedeți cum se aplică legea, în deja se pece acolo. Ok, hai să facem altfel. Care... Doamna Gabriela, vă rog să vă expuneți public acum în direct intenția și faptul că dumneavoastră chiar vă doriți să luați acești copii pe toți cei trei nepoți minori în plasamentul la dumneavoastră. Eu nu pot să iau pe toți trei copii pentru că am și eu copiii mei, dar pe Maria, că pe fată, pentru că am avut-o pe Maria de la 8 ani la mine pe aici. Da. Așa. Totuși aș ajuta-o că este fată și mi-e milă de ea. Băieții, nu am condiții că nu am nicio. Eu am și eu copiii mei. Da. Dar pe Maria ați luat-o la dumneavoastră. De Maria un an de zile până Elena termină școala și până poate și ea să o ia în plasament familiar, că este sora ei. Uh-huh. Și le mai ajut și eu, că eu nu sunt așa de rea, că am ajutat eu pe mulți, da, pe ele. Le mai ajut și eu, dar un an de zile o să țin cu Elena, nu vreau nici bani de la stat, nu vreau nimic. Doar să stea cu mine un an de zile. Ea, că e sorsa și mi-e milă și de ea, că e fată. Mă înțeles.
Deci asta e strigător la cer, adică DGASPC-ul reacționează la ce spune tatăl vitreg al acestor copii, dacă el zice să lași fetița la o rudă, dar nu există așa ceva. Nu, poliția ar fi spus lucrul dar ăsta, nici poliția, dar cum gândim un pic, stați un pic. Împreună au de ce Adrian, nu există așa la ceva. La poliția de la Luncavția le este frică de el. Pentru că totdeauna poliția când a venit la noi, când el se bătea cu mama sau când se bătea cu frasul sau... Deci, nu știu, când era vreun scandal, poliția venea și era frică de el. Înseamnă că el e un om așa de temut, de speriat, de cunoscut cam așa acolo? Ceva. Și tu lași copiii ăștia, tu DGASPC, să stea cu acest bărbat în casă și nu înțeleg cum, de ce se discută acum doar despre Maria, că mai are frați Maria. De ce m-am enervat. DGASPC. De ce discută copiii doar de fetița asta? Foarte mulți dintre de părinții nu? De genul ăsta sunt doar niște surse de venit cu alocații și ajutoare sociale și ce mai primesc păi ei acolo de la stat. Da? Păi, a fost făcută nicio anchetă socială asta, acolo. Vorbesc doar de fetița deci, asta, Jesse, pentru la că Elena sunt și în culpă cu fetița asta. Nu trebuie să întâmple ce s-a întâmplat. Știmeam doar indemnizația lor, atât. Eu nu eram angajat la protecția copilului sau cum noi va să spun aici. Cu adică mai alocația lor o primeați atât. Cât i-ați alocația și indemnizația lor, atât. Uh-huh. Eu munceam în altă parte. Acum am renunțat că am niște probleme de sănătate și mi-am dat demisia că nu am voi. Uh-huh. Să mai merg, să stau în picioare, mult. Cu atât mai mult. Ai văzut că o fetiță a ajuns pe la iubit, pe la părinții iubitului și tu ca DGASPC nu faci nimic? Adică cu ceilalți ce se întâmplă? Păi nu, o să-i scoată la abandon școlar. Ai constatat un abandon școlar care este ilegal, da? Toată conducerea DGASPC ar trebui să plece mâine de acolo. Din toată țara, nu numai de acolo. Nu știm dacă în toată țara. Am mai văzut cazuri, am discutat aici. Am colaborat și cu alte județe foarte bine și unii chiar își fac treaba. Așa că, nu chiar din toată țara, dar cei de la Tulcea cred că mâine ar trebui să-și depună demisiile. Eu pe Maria, v-am zis, eu o țin și fără bani, fără nimic. Că mi-e milă de ea până termină Elena școala, după aia lui a ajutat să angajeze Elena, să pornească și ele așa puțin în drum, spre viață. Dar cu copiii la ce n-am dat. Și ceilalți doi frați câți ani spuneați că au? 11 ani și? Măi, 11 ani, 12 ani și aia mică care e cu concubinul, 7 ani. Deci încă 3 minori care rămân la mamă, în afară de cea de Maria, care are 16 ani, imaginați-vă un pic ce e acolo. Și băieții nu mai spun că la vârsta asta de 11-12 ani, când încep să devină adolescenți și care, când trec prin niște schimbări extraordinar de mari din punct de vedere, da, hormonal, emoțional, au nevoie de o familie în care să se regăsească, de un părinte cu care să vorbească, de liniște în casă. Nu mai zic de un mediu sănătos și armonios ca să învețe, să meargă la școală. Uitați-vă, dintr-un foc vorbim despre atâția minori, aparent fără niciun viitor, de pe care toată lumea și-a luat mâna. Și guvernanții noștri stau și plâng pe la televizor că cine o să ne plătească nouă pensiile? Păi cum? Cine când tu n-ai grijă de copiii țării? Tu nu ai grijă. Apropo de mama și de concubinul mamei, colegii noștri au sunat toată ziua, dar nu au răspuns la telefon. Mie mi-ar fi plăcut. Nu vor răspunde. Nu răspund. Vă zic sincer, nu o să răspundă niciodată, pentru că ei așa sunt. Și când, dacă răspund și sunt la întrebări, dă vina ba pe mine că eu sunt nu știu cum și mă face cum le vine lor la... Așa? Ba pe Elena. Ba pe mine, ba. Ba pe soțul meu. Dar ce au de zis? Nu înțeleg, adică dumneavoastră ați venit, o ajutați, ați luat-o pe Elena, i-ați ajutat pe ei în primul rând, nici nu v-au dat alocația fetei, o creșteți din banii noastră și tot dumneavoastră sunteți aia rea? Da, așa a fost întotdeauna. Mătușa a ajutat-o pe ea și acum, astăzi, când a venit să-i facă transferul lui Maria la școală, îmi zicea că lasă că o cunosc eu pe Gabi și îl cunosc eu pe papul lapte ăla de Cătălin. Păi stai, băi, femeie, că oamenii ăștia te-au ajutat. Nici de cum tu pe ei, ci ei pe tine. I-am crescut 3 copii și unul. Ăla mai mare, care i-a făcut 21 de ani, a stat 2 ani la mine fără niciun ban. L-am trimis la muncă, i-am făcut buletinul aici pe adresă la mine. L-am angajat la muncă. Doamna, că v-ați făcut asta o pomană. Este pomana dumneavoastră, dar trebuia ca statul să vă ajute, pentru că sunt alți asistenți maternali care, cum să vă spun,
și-au făcut din asta o profesie, meserie, o meserie. Da, ei doar asta fac. Și primesc bani pe fiecare copil, pentru că un copil costă. N-am, deci eu nu am fost angajată la protecția copilului. Nu am fost angajată nicio zi, eu am fost la altă firmă, n-am vrut bani. Doar indemnizația lor au luat-o, care era, cum a zis, mă, pentru hrană, ceva pentru... 22 de lei pe zi pentru hrană. Da. Ce? Mănâncă de 22 de lei. Crești un copil din 22 de lei pe zi. Da. Știi ce voiam să te întreb, Elena? Elena, spune-mi și mie, tu cum te simți așa în interiorul tău? Când vorbești despre mama ta care, uite, își abandonează copiii și tratează așa și... Pentru că eu cred că tu ești foarte rănită acolo în interiorul tău, în sufletelul tău și poate de GASPC-ul ăsta extraordinar care se ocupă de atâtea cazuri și chiar abuziv ia copiii altora, poate s-ar gândi să-ți ofere o consiliere psihologică. Pentru și că ei eu și fraților ei. Și ție și fraților tăi. Colegii noștri... Am fost și la psiholog noi. Am dus-o la școală, am dat-o la psiholog câteva luni, a fost bune. Foarte bine, doamnă.